Let's go, băieți! Salut tuturor, numele meu este Mario și bine v-am regăsit la un nou videoclip. În episodul de astăzi o să facem un lucru super, super interesant. Mai exact, o să vă arăt locațiile secrete unde se spawnează mașini de top, adică supercaruri pe GTA Story Mode. Pentru că, în caz că nu știți, pe GTA Story Mode sunt șanse foarte mari să se spawneze mașini de top în diferite locații secrete. Iar eu astăzi o să vă arăt aceste locații. Înainte de a începe acest videoclip, nu uitați să apăsați butonul de like, un subscribe și un comentariu, m-ar ajuta extrem de mult pentru că vreau ca până la sfârșitul anului să facem 20.000 de abonați. Și fără alte adăugări, hai să dăm drumul la videoclip. O să mergem acum în prima locație secretă, mai exact aici. Nu știu exact ce mașini se spawnează în aceste locații pentru că este complet random, adică poate să se spawneze T20-ul, Zentornul, Bugatti-ul sau orice altă mașină, dar este posibil să nu se spawneze niciuna. Am ajuns la locație, frumos, pe acest drumuleț avem aici deja două mașini și dacă noi facem frumos aici stânga și intrăm în acest garaj, aici găsim o mașină. Nu știu ce mașina asta este, cumva Vectorul? A găsit Jesterul, o mașină super, super șmecheră. Eu am avut noroc că am găsit această mașină pentru că nu se spawnează mereu aici. Mergem acum în următoarea locație, mai exact aici. Acum va trebui să intrăm în această curte, pe aici, deschide și mie poarta, vorle, îți mulțumesc, ești un drăguț. Și fix aici când intrăm în curte, BOOM, șacalaca, am mai găsit o mașină. Cred că este aceasta, este aceeași mașină? Jester? Da, tot Jesterul este. V-am spus că este complet random cum se spawnează mașinile. O să mergem în următoarea locație secretă, mai exact aici. Ia să vedem, sunt foarte curios să văd dacă în această locație. Oh! Uite bă, ce am găsit. V-am spus, dar sunt șanse destul de mari să găsiți mașini șmechere și pe stradă. Tunate șmecher, supercaruri, da, deci sunt șanse și pe stradă să găsiți aceste mașini. Am greșit eu, locația de fapt este acolo. Hai să mergem. În această locație, fix pe stânga, la această casă, o să găsim o mașină. Bun. Ia să vedem ce mașină este aceasta. Bă, și e destul de șmecher asta. Chiar e șmecher asta. Ia să vedem ce mașină este. Masacru. Am avut noroc că am găsit această mașină, pentru că nu se spawnează de fiecare dată în acest loc. Bă, și asta chiar fuge, comparativ cu gestul ăla, chiar fuge asta. Am salvat, am schimbat și caracterul, acum suntem cu Franklin. Și hai să vedem ce mașină mai găsim. O să mergem acum în următoarea locație care este fix aici. Știu că aici sunt șanse destul de mari să se spawneze Bugatti-ul, așa că hai să vedem dacă avem astăzi norocul să-l găsim. De obicei acolo se spawnează, dar ce vă recomand este să vă plimbați pe aici, adică să mergeți mai în față și după să vă întoarceți până-l găsiți. Oh, dar uite ce am găsit pe stradă. Let's go, ia dă-mi vârle mie mașina asta, că e cam șmecher așa. Și facem așa până găsim mașina. Mergem așa frumos, ne întoarcem. Pentru că se spawnează alte mașini pentru că se încarcă iar harta. Let's go, băieți! Ia uitați ce am găsit noi aici! Ia uitați ce am găsit noi aici! Uitați-vă la frumusețea asta de mașină! V-am spus, deci vă duceți în față, vă întoarceți pentru că mașinile se schimbă pentru că se încarcă iarăși harta. Și sunt șanse destul de mari să găsiți Bugatti-ul în această locație. Ia uitați ce am găsit noi astăzi! Ce mașinuță frumoasă! Pe asta trebuie neapărat să o salvez pentru că este destul de rară și nu vreau să o pierd. O să vă arăt și vouă cum puteți să salvați mașinile imediat. Mergem frumos acasă la noi. Mergem, băgăm mașina în garaj. Frumos, mă, bă, ce mașină avem în cavaj, gura voastră, n-a avut neam de neamul meu mașină de asta. După tot ce trebuie să faceți este să mergeți în casa voastră, să vă puneți în pat și să dați save game. Și acum mașina o să vă rămână salvată în garaj. Exact cum spuneam. Păi, cam acesta a fost primul episod. Dacă vreți să facem partea a doua la acest videoclip în care vă arăt alte locații unde puteți să găsiți mașini ca acestea, tot ce trebuie să faceți este să lăsați un like și un comentariu și noi ne vom auzi, bineînțeles, data viitoare la un nou videoclip. Pa, pa!